Glorificat să fie Domnul! Dragii mei, îl binecuvântăm pe Domnul și aș vrea să ne alăturăm acestei cântări minunate și am lăudat numele Domnului. Psalmul 150, chiar ultimul psalm din cartea psalmilor, spune în felul următor: lăudați pe Domnul! Așa se încheie cartea aceasta, care este o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Îi spune: lăudați pe Domnul, lăudați-L pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Ceea ce facem și noi în seara aceasta aici, Domnul merită să fie lăudat din locul acesta. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunete de trâmbițe, lăudați-L cu lăută și harpă. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cavaluri. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Și se încheie ultimul verset din cartea psalmilor: tot ce are suflare să laude pe Domnul. În seara aceasta suntem datori, dragii mei, pentru că Dumnezeu ne-a mai dat suflare. Dumnezeu ne-a mai dat sănătate și în seara aceasta cel mai bun lucru pe care îl putem face de aici, din casa de rugăciune, este să se ridice cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Haideți alături de cântările noastre în aceste momente să aducem rugăciunea de mulțumire și de binecuvântare la adresa Tatălui Ceresc, mulțumindu-i pentru tot harul și binecuvântările care Dumnezeu le-a arătat față de noi și familiile noastre. Cu gând de mulțumire și de laudă, ne închinăm înaintea Domnului. Amin. Thank you.
Dragii mei, doresc să continuăm în închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu în aceste momente. Și dacă citam Psalmul 150, spune în primul verset: lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Amin. Dragii mei, sigur, mulțumim lui Dumnezeu pentru că vedem toate binecuvântările Domnului în viața noastră, fie de familie și în viața personală. Însă ar vrea în aceste momente să lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ne înconjoară. Ar vrea să lăudăm mărimea și măreția lui Dumnezeu. De ceva vreme, s-a făcut consiliul acesta și pactul acesta de la Paris, pactul climatic, în care toate țările lumii s-au angajat să protejeze clima și să cheltuiască o grămadă de bani ca să nu mai avem parte de furtuni și eu știu de ce, calamități. Aș vrea să ne întrebăm foarte sincer, oare chiar putem noi să controlăm lucrurile astea? Hai, sigur că nu. Cu toate acestea, uitați-vă că știrile la care ne uităm zi de zi nu fac altceva decât să ne spună cât de prăpădit este pământul ăsta și ce mari inundații sunt în Grecia zilele astea și în vară ce foc puternic a fost în Grecia și în Australia. Că și altceva nu se întâmplă pe pământul ăsta? Dar arătat cineva ce face bunul Dumnezeu pe fundul mării? Câte specii de pești sunt acolo? Dar arătat cineva la știri măreția lui Dumnezeu? Cum acum toamna, păsările își încep migrația spre țările unde este mai cald? Ați văzut careva dintre voi? Asta nu ne este prezentat. Nu ne este prezentată mărimea și măreția lui Dumnezeu în întinderea cerurilor, ci ni se arată frâmturi din ceea ce Dumnezeu a pus de milenii în natură, că de milenii sunt inundații și cutremure și astea sunt naturale lăsate de Dumnezeu, că așa este viața pe pământ. Dar găsim oare în știrile de astăzi motive să lăudăm pe Dumnezeu pentru măreția Lui arătată în natură? Nu. Atunci în această după masă, cred că noi ca și copiii lui Dumnezeu avem motiv, dacă este să ne uităm, nu te du mai departe, numai aici în cartierul propriu unde Dumnezeu ne-a așezat. Dacă treceți pe malul Bega și vedeți acum, la început de toamnă, măreția lui Dumnezeu, cum fără niciun semnal, pomii încep să îngălbenească, frunzele cad, pentru că le-a trecut vremea de peste vară și schimbă, își pierd coroana aceea verde și natura își continuă un ciclu lăsat de Dumnezeu. Auzi păsările care ciripesc și gândacii care mișună prin iarbă. În toate acestea se vede măreția lui Dumnezeu. Să nu te iei să pleci prin munții țării noastre, să nu te duci pe malul mării și câte lucruri toate acestea, uitându-ne la ele, spune psalmistul, când te uiți la întinderea cerului, nu poți să vezi decât mărirea și slava lui Dumnezeu. În această seară de aici din Biserica Gosen, ar vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat ochi și vedem mărimea lucrării Lui în natură. Amin? Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care mai aveți câte o grădinuță și v-ați pus câte ceva așa cum în vremea toamnelor, în vremea toamnei. Începeți să culegeți de acolo. În timp ce noi dormeam, Dumnezeu veghea să se facă și vinetele, și castraveții, și ardeii, și toate cele. Pentru că așa este lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru natura care ne înconjoară și în această rugăciune să-L binecuvântăm pe Domnul și spun: Doamne, îți mulțumesc, da, când mă uit la mine, când mă uit la copii, la familie, dar, Doamne, văd mărimea Ta și măreția Ta și atunci când mă uit în natura ce ai creat-o. Și îți mulțumim pentru că trăim vremea aceasta binecuvântată a toamnei, în care putem să vedem mărimea bunătății lui Dumnezeu. Amin? Haideți în gândul acesta să-L binecuvântăm și să-L lăudăm pe Domnul. Amin.
Dragii mei, mă bucur în această seară să continuăm închinarea noastră aici în casa de rugăciune. Toți cei care și de dimineață am fost în casa Domnului și ne-am bucurat aici în prezența lui Dumnezeu. În această seară, fratele păstor Teofil Păluț, care vine de la Oradea, din Biserica Speranța. Frate Teofil, fii binevenit și Domnul să te binecuvinteze. De dimineață a slujit la Biserica din Dumbrăvița, în această seară este împreună cu noi. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze în mesajul care ne va aduce în această seară din cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi. Amin. Mai avem apoi de dimineață, n-am reușit să vorbesc cu domnișoarele acestea frumoase și am crezut că sunt careva dintre invitatele celor care au fost de dimineață la binecuvântare, apoi să aflu că de fapt sunt nepoatele sorei Vali și a lui Cristi. Vă rog să vă ridicați în picioare, Loredana și cu Emanuela. Domnul să le binecuvinteze. Ele vin din Ucraina și pentru un timp aici au venit în Timișoara ca să lucreze și au de gând să se stabilească aici în Biserica Gosen. Ne bucurăm. Fiți binevenite, dragile noastre, și Domnul să vă binecuvinteze și vrem să vă simțiți bine aici în închinare și în prezența Domnului. Domnul să le binecuvinteze. Ele cântă și laudă pe Domnul și în seara aceasta să le dăm loc să aducă câte o cântare. Dragii mei, doresc să ne închinăm în continuare împreună cu tinerii, lăudând pe Domnul, apoi fratele Cristi, cu Vali și împreună cu surorile, cu fetele, pot să aducă o cântare de laudă înaintea Domnului, apoi mai stăm în rugăciune înaintea Celui Preanalt. Amin. Și viitorul și
ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Tu mi-ai promis de voi sta lângă tine, nici când n-ai să mă părăsești. Tu mi-ai promis de voi sta lângă tine, nici când n-ai să mă să fie Domnul. Sângele tău mă curăție.
Slăviți să fie Domnul! Sunt doi psalmi în Sfânta Scriptură care conțin același verset. Psalmul 42 de două ori și psalmul 43 odată. Am să citesc primul verset din 42, versetul, de fapt versetul 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Nu despre aceste cuvinte, versete este vorba, dar aș vrea să plec de aici. Într-o lume care se degradează zi de zi, într-o lume cu provocări de tot felul, într-o lume în care pandemia își face ravagii, într-o lume în care criza ne bate la porți, într-o lume în care nesiguranța este tot mai sigură, într-o lume în care ziua de mâine n-are un viitor, într-o lume în care totul se strică și se pierde în fără de legi și păcate și neascultare de Dumnezeu, copiii Domnului spun aceste cuvinte: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Dar aici, în acești doi psalmi, sunt cuvintele care aș vrea să le citesc. Cuvintele omului lui Dumnezeu care privește în jurul lui și nu mai vede nicio șansă, nicio nădejde să poată să-și ridice glasul spre cer. Dorința lui era una de a fi mai aproape de Dumnezeu și nu oricum, nu în orice stare. Pentru ce te mâncănești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși voi lăuda pe Dumnezeu. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. De două ori în psalmul 42 și versetul 11, ultimul: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. În mijlocul unei lumi care se degradează cu fiecare zi, credinciosul, cel care privește în jur, e tentat să fie desnădăjduit. Dar prin Duhul lui Dumnezeu, altădată fiii lui Core, altădată psalmiște, și acum noi suntem îndemnați să privim spre ceruri.
Acolo este Dumnezeul nostru, mântuirea noastră. Acolo este Cel care a plătit pentru răscumpărarea noastră și pentru viitorul strălucit care ne așteaptă. Acolo este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea în seara aceasta să stăm înaintea Domnului și să-i mulțumim că ne dă nădejde, ne dă speranță, să-i mulțumim că El pregătește pentru noi momente și clipe când iarăși îl vom lăuda. Dacă nu va fi pe pământul acesta, va fi în ceruri. Dar cu siguranță momentul acela vine pentru fiecare dintre noi. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și mai citesc încă o dată versetul acesta, acum din Psalmul 43, ultimul verset, versetul 5. Dar aș vrea să citesc și versetul 4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu harfa, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, haideți să îi mulțumim Domnului pentru nădejdea care o așează în viețile noastre. Haideți să îi mulțumim pentru harul care ne-l dăruiește în fiecare zi, trecând prin nenorociri, prin strâmtorări, prin boală, prin suferință, prin lipsuri, trecem prin ele. Dar Dumnezeu este cu noi, lăudați să fie numele Lui. De aceea se cuvine în această seară, fiecare dintre noi, ne înălțăm rugăciunea noastră spre cer și mulțumim Domnului pentru aceasta. Și aș mai vrea să facem un lucru, pentru cei ce sunt acasă și nu pot să fie împreună cu noi la închinare în această seară, haideți să cerem de la Domnul să le umple viața, ființele lor, cu nădejde sfântă. Că vor sta înaintea Domnului cu laude, cu mulțumire și ei, cei care sunt încercați greu în această vreme. Stăm înaintea Domnului, ne închinăm și preamărim numele Domnului prin rugăciune. Amin. Thank you.
Aleluia numele Tău. Iisus, cu toate ce vin tu. Iisus, același tu. Jesus, Jesus,
dori să continuăm, dragii mei, rugăciune în prezența lui Dumnezeu. Simțim că Dumnezeu este într-un mod deosebit la lucru, slăvit să fie numele Lui. Și dacă suntem aici, dragii mei, cred că suntem pentru că sufletul nostru tânjește de dor după Domnul. Sufletul nostru tânjește de dor după Dumnezeu cel viu, care ne poate ridica, care ne poate înălța și în această zi. De aceea, dragii mei, sufletele noastre care uneori poate sunt mâhnite în această zi, să ne ridicăm și să strigăm din toată inima, lăudați să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul pentru binecuvântarea Lui și pentru cercetarea Lui! Pentru că știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Îi spune lui Ieremia: Ieremia, ce vezi? Și Ieremia spune ca un suflet, ca un copil întors la Dumnezeu: Doamne, eu văd un vegheator. Vezi astăzi un vegheator în dreptul Tău? Vezi astăzi pe Domnul că mai veghează? Îl vezi astăzi pe Dumnezeu că controlează în mijlocul tulburării din lumea aceasta? Aș vrea să chemăm pe Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi în această zi și să avem și noi această încredere ca și Ieremia, că și Dumnezeu veghează, că Dumnezeu privește din înaltul cerului, ne cercetează și Dumnezeu ne ridică, glorie Lui. Haideți să continuăm, dragii mei, să lăudăm pe Domnul, să coboare puterea lui Dumnezeu în mijlocul nostru și El să cerceteze inimile noastre. Ne închinăm cu toții înaintea Domnului. Amin.
așa cum a fost și cuvântul în aceste momente, din partea Domnului, dorim ca Dumnezeu să ne ajute să ne lipească inima tot mai mult de Dumnezeu. Inevitabil, când auzi vești și știri de tot felul, mintea și inima noastră uneori se umple de frică. Dar dorim în această seară, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne lipească inima de cuvântul Domnului, în care Dumnezeu promite că este cu noi în fiecare zi. Și Dumnezeu promite că generație după generație, Dumnezeul nostru este cu noi. Lăudați să fie numele. Haideți să ne închinăm și prin această cântare. Amin. Slava Zării!
Iubește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept. Și inima de om ce-ți bate în piept. Dragii mei, binecuvântăm pe Domnul pentru timpul acesta binecuvântat de închinare. Și iată laudele pe care noi le aducem la adresa lui Dumnezeu. Nu fac altceva decât să ne întărească și pe noi. Dumnezeu privește și se apleacă și apleacă urechea din locul de unde se ridică laude la adresa lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Oh, câte nevoi n-ar fi fost în seara aceasta, câte situații dificile, dar am ales și în seara aceasta să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Domnul. Și Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului Său. Glorie Domnului! Dorim să mai lăudăm pe Domnul cu două versete de cântare, dacă au pregătit tinerii. În timpul acesta dorim să binecuvântăm pe Dumnezeu, dăruind din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, din sănătatea care Dumnezeu ne-a dat-o, din locul de muncă acolo unde am putut să câștigăm banii pentru casa, pentru familia noastră, și vrem să dăruim pentru lucrarea lui Dumnezeu de aici, din locul acesta. Ne închinăm în scopul acesta, așa cum să-L ridicați pe picioare. În urmă, Rebecca se pregătește și să slujească, se pregătesc fetele, apoi să aducă și ele o cântare de laudă, iar apoi și Lucia, după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Teofil, și Domnul să-L binecuvinteze. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Noi știm că Domnul Dumnezeu e un foc mistuitor, o flacără sfântă. E al nostru drept judecător, bun și îndurător, din cer ne ascultă. Către El noi vom privi, ochii ni vom aținti. Cetate tare Dumnezeu, un sfânt refugiu este El. Cu tine, Doamne, vom domni, căci veșnic vei împărăți.
să-L chem pe Domnul, chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să-L chem pe Domnul, chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Stau când
la crucea ta, renunț la ce-i lumesc, că-și pe tine te doresc. Să te cunosc mai mult, să-nalți numele tău, să știu bucuria ta, chiar și atunci când este greu. Și e Domnul. Haideți, vă rog, să ne ridicăm pentru câteva momente în picioare. Citim în seara aceasta un text din Scriptură care rimează și din cauza asta o să-l ținem măcar minte textul. Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3. Vom citi primele 12 versete. Cuvântul Domnului spune în felul următor. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge, spune Sfânta Scriptură. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară la Biserica Gosen. Dumnezeu să binecuvânteze biserica dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Și o să dea Domnul ca în vremurile acestea de pandemie să nu ne depărtăm de biserică, ci să fim aproape de Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. M-am tot gândit în seara aceasta ce mesaj să aduc, având în vedere că de dimineață am fost și am slujit în biserica din Dumbrăvița. Și acolo le vorbeam fraților, abordam un subiect despre trezirea spirituală. Și chiar în momentele de cercetare ale Duhului Sfânt la nivelul bisericii din seara aceasta, mă gândeam dacă chiar se pretează tema pe care m-am gândit să o aduc în seara aceasta, pentru că este vorba tot despre trezire spirituală, sigur un alt mesaj decât cel de dimineață, dar un mesaj care țintește oarecum trezirea conștiinței noastre, trezirea bisericii în general. Și nu-i vorba doar biserica în sine, Gosen, ci biserica în general, consider că are nevoie de trezire spirituală într-o vreme ca asta și Dumnezeu să o aducă.
M-am tot gândit cum să încep și mi-am adus aminte de o expresie a lui Ion Creangă. În amintiri din copilărie, el își începe amintire din copilărie în felul următor. Nu știu cum sunt alții, dar eu când mă gândesc la casa copilăriei mele, la ulița copilăriei mele, și m-am tot gândit și eu când eram copil, că uneori ne mai prinde și amintirile din copilărie și nu predic amintiri din copilărie, dar mi-am adus aminte când eram copil crescând la bloc în Oradea, pe scara blocului, vara când era cald, cald, stăteam pe scara blocului, ori mergeam undeva pe Crișul repede, am avut o experiență că am zis că altul nu mai merg acolo niciodată și mi-am adus aminte printre altele că între noi, băieții de generație, colegii mei de generație, aveam un concurs interesant pe care l-aveam noi, un concurs, să zic, nedeclarat, dar în fiecare zi vorbeam de asta. În fiecare vacanță de vară, ne tot miram noi și concuram să vedem care poate să doarmă mai mult. A? Nu știu dacă ați auzit un astfel de concurs, să dormi, care doarme mai mult. Am la bloc ce să faci? La casă mai zici că ai de lucru, mai pui mâna, mai te pun ai tăi, dar la bloc ce să faci? Ce grădină să îngrijești, ce să faci? Mai, nu? Și aveam concursul ăsta și uneori mă miram de unii că se trezesc pe la 11:30, 12:00, îi vedeam că ei coboară afară destul de greu, că atunci era la modă să mergi afară la joacă, nu să stai înăuntru la joacă. Și ieșeam afară. Și tot vorbeam noi unii cu ceilalți, bă, cum să dorm până la 11:30? Unul la un moment dat a zis, eu am dormit astăzi până la 12:00. Acum să-l crezi, să nu-l crezi, eu mă tot gândeam. Eu aș fi încercat să dorm până pe la 11:30, 12:00. Dar aveam un tată care pe la 9, maxim 9 și ceva, imediat intra în casă, în cameră și îmi zicea, fii atent că e soarele sus, trebuie să te trezești. Dar mai dorm dacă poți. De ce vă zic treaba asta cu dormitul? Pentru că vreți, nu vreți, o puteți transpune din punct de vedere spiritual. E timpul, spune Apostolul Pavel, să ne trezim în sfârșit din somn. E vremea să ne trezim. Pentru că suntem mai aproape de momentul când Hristos revine. Suntem mai aproape de momentul acela când El revine pe norii cerului. Și când El revine, eu și cu dumneavoastră, noi care formăm biserica, noi care credem și-L urmăm pe Iisus Hristos, trebuie să fim treji din punct de vedere spiritual. Ce înseamnă să fii treaz din punct de vedere spiritual? Să fiu un om al rugăciunii, să fiu un om al bisericii, să fiu un om al lui Dumnezeu, să fiu un om care face fapte bune, contribuie la binele comun al societății, să fiu o familie model, să fiu un om al Scripturii, să fiu un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și un mare adevăr că alții dorm. Și dorm din punct de vedere spiritual, de numai, zicem noi. Dar dacă alții dorm, asta nu înseamnă că și noi trebuie să dormim din punct de vedere spiritual. Și să nu mă înțelegeți greșit că în seara asta n-am venit să spun despre cineva, măi, voi dormiți. Că fiecare dintre noi avem starea noastră spirituală. Dar am venit să trag un semnal de alarmă. Că într-o vreme ca și asta, dacă alții dorm spiritual, eu și cu dumneata trebuie să fim treji spiritual. Dacă alții au obosit de atât a mers la biserică, într-o vreme ca și aceasta, noi n-avem voie să obosim. Că avem în noi ceva despre care vorbim mult și prin care trebuie să trăim. Avem în noi puterea Duhului Sfânt care ne revigorează. Avem în noi puterea Duhului Sfânt care lasă o nuanțare deosebită în închinare, în cântare, în rugăciune. Și o zic, Doamne, dă-ni-le! Cât de des! Un om care îi treaz din punct de vedere spiritual e un om care va vedea cerul lui Dumnezeu. Prea mulți oameni care dorm spiritual vor să vadă cerul, ori adormiți spirituali, nu o să vadă cerul niciodată. De aceea vin cu mesajul acesta. De unde e ideea de trezire? Prin vremea lui Ioan Botezătorul era o trezire spirituală. Prin Ioan Botezătorul, Dumnezeu face o trezire spirituală. Și noi avem nevoie de una. Și nu avem nevoie numai de una locală, ci avem nevoie de una la nivel de națiune. V-ați gândit la noi românii cât de bine ni se potrivește imnul României? Deșteaptă-te, România, adică trezește-te. De la 1848 a fost compus. În 1848 l-a scris Andrei Mureșan și de atunci se cântă. Și era tare îndrăgit. Când a avut loc războiul pentru independență, românii au cântat Deșteaptă-te, române. Ceva timp mai încolo, în cele două războaie mondiale, au mers la luptă pe front cântând Deșteaptă-te, române, deși încă nu era imnul României. Păi normal că mergi, nu? E arma în mână, te duci la luptă. Păi nu o să cânți culcă-te române. Deșteaptă-te române. Dacă mori, măcar mori treaz, nu mori adormit. Deșteaptă-te române, ideea de trezire. În timpul crizei după lovitura de stat din 23 august 1944, când regele Mihai îl prinde Pantonescu, îl arestează, îl detronează din funcția de prim-ministru, românii cântau Deșteaptă-te române. În 89, vă aduceți aminte, în Timișoara, să rugau Tatăl nostru și cântau Deșteaptă-te, române. Cam asta se întâmpla în 89.
S-au gândit atunci românii că așa de bine li se potrivește imnul ăsta, că ar fi bine să fie imnul României. L-au pus de imna României prin 90. Au schimbat trei culori, au pus imnul României. După ce au pus imnul României, noi de mai bine de 30 de ani cântăm Deșteaptă-te române. Și n-avem guvern, și n-avem o situație stabilă, și nu stăm bine nici din punct de vedere economic, și în loc să ne trezim, și din punct de vedere spiritual, și din cum vreți dumneavoastră, parcă trăim un coșmar care nu se mai termină. Mai cântă Deșteaptă-te române câteodată pe stadioanele noastre, numai ca să ne adormă nemții înapoi, nu? Să cântă Deșteaptă-te române, dar cine se trezește din punct de vedere spiritual? Și acum, dacă îmi dați voie, voi face o afirmație pe care o voi susține până la urmă. Din ce cauză s-a ajuns în situația în care s-a ajuns? De ce națiunea română care altă dată se ruga Tatăl nostru? De ce națiunea românească care altă dată vorbea de Dumnezeu cu atâta deschidere a ajuns într-un somn profund spiritual? Știi cine devine? Nu guvern. Biserică. E o afirmație dură. Știu că imediat ne gândim, judecăm, cum mă, biserică? Dacă biserica și-ar fi făcut datoria din 89 încoace, cum ar arăta societatea noastră românească? Dar Nicolae Iorga zicea, l-am închis pe Dumnezeu între ziduri și am făcut din el Dumnezeu nostru. Când de fapt noi ca biserică trebuie să ieșim afară, să-L expunem pe Hristos, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar de ce-i devină biserica? Termenul e simplu, trezirea, nu? Când zici trezire, păi te-ai trezit, dis de dimineață, de pildă dimineață, până la 5 și ceva, o trebuie să mă trezesc, am știut că vin la dumneavoastră. Păi cum știi că ești treaz? Știi pur și simplu, că n-ai ști altfel, nu? Ziceam de dimineață și în biserică unde eram, păi când te trezești din punct de vedere fizic, știi, nu? Dacă nu te-ai mai trezi, mort, rece, vată în nas, îmbălsămat, în 2-3 zile te-o rezolvat. Dar ești treaz fizic. Dar știți că sunt mulți trăiești din punct de vedere fizic, dar sunt morți din punct de vedere spiritual? Termenul de trezire e cunoscut de biserică în mod deosebit, că numai un om care e viu se poate trezi, cei mor nu mai se poate trezi. O societate moartă nu poți trezi, nu mă aduce la viață. Un om mort nu-l poți trezi, nu? Numai dacă îl înviază bunul Dumnezeu, nu? Și atunci zic eu, de ce nu-i biserica? Biserica-i divin. Pentru că biserica, dacă s-ar trezi din punct de vedere spiritual, cum ar arăta societatea românească? M-am gândit de atâtea ori și nu o zic numai așa la impresie, la impresionare, ci o zic pentru că avem nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Cum ar arăta biserica? În 2016, vă aduceți aminte cazul familiei Botnariu. Câți n-au ieșit în stradă? Nu mai contat că sunt ortodoxi, că sunt baptiști, că sunt penticostali, că ce nuanță religioasă, s-au unit așa, mână cu mână, ca să pledeze pentru familia asta, să-și primească pruncii înapoi. Și am văzut atunci toți, pe întregul mapamon, nu numai în România, zeci de state, milioane de oameni au ieșit în stradă. Și am văzut câtă forță are biserica. Și dacă am înțelege noi ce forță are biserica împreună, cum ar arăta societatea noastră astăzi? N-ar mai avea probleme pruncii la școală, să te temi că îți merge băiatul la școală și îți vine de la școală să spună că el poate fi și fată. N-ai avea problema asta? N-ai avea problema LGBT-ului, că Dumnezeu prin biserică, Dumnezeu ar lucra de așa manieră că i-ar mântui și pe aia, nu? Dar uite că sunt probleme. Din 90 avem o Românie încă o dată avortată și știți foarte bine că nu-i prima dată când auziți informația asta. Dar dacă biserica era trează, nu era atâtea avorturi, nu era atâta delinvență. E adevărat că nu era rai, că raiul l-a pregătit Hristos și ne va duce odată acolo. Dar măcar putea să fie un colț de rai. Măcar putea să fie cumva. De aia zic, biserica are nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Mi-am intitulat mesajul în seara aceasta sub următoarea formă. Trezește-te tu care dorme. Și Hristos te va lumina, nu? Nu zice cuvântul. De ce am zis așa? Trezește-te tu care dormi. Pentru că am impresia în vremea aceasta că creștinismul și-a dezvoltat o strategie de tip ghetou. Între ziduri, numai noi. Mihai Eminescu zicea, trăind în cercul nostru strâng, lumina vă petrece, zice. Și eu nemuritor mă simt, nu? Dar mă simt bine între ziduri. Dar noi trebuie să facem ceva mai mult. De aceea e nevoie să ne trezim din punct de vedere spiritual. Poate va zice cineva dintre dumneavoastră, de ce trezire spirituală? Acum, mai ales că nu știu situația și vorbesc atât de deschis, nu știu când a avut loc ultima dată o trezire spirituală, la nivel de biserică, sau poate la nivel de comunitate, la nivel de județ. Însă, atunci când Dumnezeu face o trezire spirituală, prin trezirea spirituală El schimbă vieți, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Ce ușor ar fi, nu? Că toți vrem să vedem cerul. Ce ușor ar fi? De ce să fie atâta nevoie de trezire religioasă? Ziceam și dimineața, dar nu e suficient că vin la biserică. Eu am întâlnit frați care mi-au zis, frate, ajunge că vin la biserică atâta că vin. Nu-i bine că vin, nu-i bine. Că unii când vin la biserică numai vin
Și când nu mă vin și nu simt pe Hristosul înviat, e o problemă? Când nu mă vin și cântă, dar cântă fără să simtă, dar se roagă și se roagă fără să simtă, dar când stă și asistă fără să simtă prezența lui Hristos în viața lui, e o problemă? Noi când venim la biserică, venim nu numai să fim, venim să simțim. Pentru că de atâtea ori am zis, creștinismul nu-i teorie, e mai multă practică. Din păcate îl transformăm mult în teorie, dar hai să fie practică. Domnul să ne ajute. Știți cum sunt oamenii care nu vor trezire spirituală? Ăștia sunt ca și acea categorie de oameni, nu puțini au fost, care m-au întrebat, de mai multe ori m-au întrebat, diferite persoane, frate, ziua de post când începe? Așa e că începe ziua de post la 12 noaptea. Băi, interesantă perspectivă. Dar cum? Păi zice, mănânc bine la 11, zice, dar mănânc bine, bine, zice. La 12 deja eu mă pun la culcare, mă pun și mă culc și dimineața mă trezesc pe la 7-8, mai stau 2-3 ceasuri și am încheiat ziua de post. Nu e aia ziua de post. Ascultați-mă, realitate ce mi-au spus mulți. Și am zis, n-are cum, mă, dar dormi în post? Adică și stomacul plin, și... dar mai poți să și dormi. Unii oameni gândesc că e așa. Așa gândesc unii. N-ar vrea unii oameni să fie răpită biserica în timp ce ea doarme. Dar credeți că o biserică ce doarme va fi răpită la cer? Niciodată. Numai oamenii trejiși. Numai oamenii care stau la locul de strajă. Numai oamenii care întreabă pe Domnul să vadă ce are Domnul pentru ei în vremea asta. Oamenii care au o relație cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Zilele trecute, săptămâna trecută, probabil și la dumneavoastră aici, și la noi incidența crește cu cazurile, mă rog, indiferent, dar crește, da? Primeam un mesaj, ro alert, telefonul, la un moment dat sună, dar sună ciudat telefonul, era destul de senin afară. Și mă iau senin tot, nu vine nicio furtună, mă gândeam, mă, vine furtună, numai când e furtună te anunță. Vine, sigur, cât i-au anunțat ăștia, aveți grijă, mergeți cu vaccinarea, cu... imediat ne-au anunțat. Acum eu m-am gândit că e atâta tam-tam cu vaccinarea pe care subiect nu intru oricum. Dar m-am gândit ce bun ar fi o vaccinare cu Hristos în vremea asta, nu sună mai bine. Adică știu că oarecum gramatical, nu, dar nu sună mai bine o vaccinare cu Hristos, adică o trezire spirituală, adică poporul lui Dumnezeu în vremea asta să se ridice în capul oaselor și să facă voia lui Dumnezeu. Amin. Dar prin cine? Ioan Botezătorul este omul prin care Dumnezeu face o trezire. Și ascultați-mă, prin Ioan Botezătorul se face o trezire cum n-a mai fost de 400 de ani. De 400 de ani. Ce trebuie să facă biserica în vremea asta? Ce trebuie să facem noi? Sau ce trebuie să înțelegem ca să ne putem trezi spiritual? Că trezirea spirituală nu durează o săptămână, două sau trei. Trezirea trebuie să dureze toată viața din punct de vedere spiritual. Dacă fizic te mai culci, ca biserică n-ai voie. Ca biserică trebuie să fii, ca și credincios trebuie să fii treaz. Dumnezeu să ne ajute. Cum trebuie să fie biserica? Primul lucru pe care mi l-am notat aici. Ce era populat altădată? Din ce cauză se ajunge într-o stare de somn și cum poți să ieși de acolo? Ce era populat altădată tinde să devină un loc pustiu. Asta e o mare problemă pentru care oamenii creștini nu se trezesc astăzi. Ce era populat altădată, locul acela tinde să devină pustiu. Și citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Spune, în vremea aceea Ioan Botezătorul, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul iudeii. Ce cauzi Ioan în pustiu? Cui predici? Cui zici ce zici? Drum pustiu, trecători. Acolo, dacă vă aduceți aminte de pilda samariteanului, se cobora de la Ierusalim, la Ierion, cam zona aia era, și o zonă în care erau hoți care prădau, erau șmecherii, viclenii, erau oamenii ăștia care căutau să fure, să prădeze. Cui predici? Cui predici, Ioane? Drum pustiu, hoți și oameni de genul. De ce a predicat Ioan în pustiu? Nu v-ați gândit niciodată? Putea să meargă Ioan la Ierusalim. Putea să meargă în templu, putea să meargă în piață, putea să meargă unde este vad, putea să meargă duminica când alții nu erau la templu, putea să meargă exact în piață, exact în marele hipermarket, în care unii își pierd vremea duminica în loc să meargă la casa de rugăciune. Putea să meargă să predice acolo și el predică în pustiu. Într-o primă fază ai fi zis, mă, e ușor să predici de unul singur. Am auzit de cineva care predica în oglindă, se uita în oglindă și își predica lui. Interesant. Era ceva să se și predea, nu? Adică cum? Dar el a trebuit să predice în pustiu. De unde explicația asta? Ioan este ultimul profet din Vechiul Testament. Ultimul profet al Vechiului Testament. Până la el, ascultați-mă că suntem oameni care credem în lucrarea Duhului Sfânt, amin? Oameni care o acceptăm. Dar ascultați-mă bine, 400 de ani, nu o lună a trecut. Au trecut 400 de ani de la ultimul proroc și până la Ioan. Nu s-a mai auzit niciodată în popor un proroc care să zică așa vorbește Domnul și să fie de la Domnul. Că noi ca oameni credincioși, ca pentecostali, oameni care acceptă lucrarea Duhului Sfânt, măi,
trece o lună, trece două, trece trei. Bun, avem Scriptura, e clar. Dar eu cred că Dumnezeu încă mai ridică pe robii să-i proroci. Și când n-auzi un proroc vorbind de multă vreme, te gândești, mă, dar parcă ți-e dor să mai auzi pe cineva vorbind în numele Domnului, ca proroc vorbesc, nu? Dar ești trecuseră 400 de ani, de ce? Ei, până în urmă cu 400 de ani, nu tot timpul era pustiu. Mai erau oameni care iubeau cuvântul lui Dumnezeu. Mai erau oameni care alergau la cuvântul lui Dumnezeu, să zicem, raportat nouă astăzi. Și cu toate acestea, a venit peste ei un pustiu spiritual. De ce? Care-i locul? Care-i locul care altădată era plin, viu, verde și astăzi e gol? E pustiu? Tinde să devină gol și pustiu. Știți care-i? Spuneți dumneavoastră dacă știți. Biserică. Biserică. Poate dumneavoastră n-aveți problema asta. Dar eu când a început pandemia, imediat după ce ne-au închis și ne-au dat drumul după aceea la biserică, am zis, va începe o trezire spirituală de nedescris. Mă credeți sau nu, prezența la biserici cu cine am vorbit, în cea mai mare parte, slujitorii îmi spun, nu mai este aceeași ca înainte. Dacă altădată oamenii alergau la casa de rugăciune să caute prezența lui Dumnezeu, într-o vreme ca și asta, locul care era populat altădată, tinde să devină pustiu, de-aia avem nevoie de trezire spirituală. Pentru că ceea ce poate să umple înapoi bisericile, clădirile de biserică, ceea ce poate să-i aducă înapoi, e numai Duhul lui Dumnezeu, e numai prezența lui Dumnezeu. O fi strategii, o fi administrații, o fi, dar dincolo de ele e unul Dumnezeu care mișcă inima. Și într-o lume insensibilă spiritual, este nevoie să mai miște Dumnezeu prin Duhul Sfânt prima dată inima bisericii. Pentru că atunci când atinge inima bisericii, lucrul ăsta se răsfrânge și afară, în altă parte, și nu mai vei vedea cum vin oamenii să primească și ei viață. De-aia avem nevoie de trezire spirituală. Doamne, lasă-o Tu în viața noastră! 400 de ani de tăcere? 400 de ani să nu-ți vorbească Dumnezeu printr-un proroc? Ultimii doi mohicani, bătrâni. Simeon și Ana. Nu știu, i-a înștiințat Dumnezeu direct, la nivelul conștiinței. Dar i-a zis, voi nu veți muri până când nu veți vedea pe Mesia. Și așa a fost. Dar în afară de ei, cine? Cu eu mai vorbi Dumnezeu în vremea aceea? Și se ridică Ioan Botezătorul în pustiu. De ce în pustiu? Că aici am vrut să ajung. De ce în pustiu? Pentru că, dacă veți citi pe paginile Vechiului Testament, prorocii Vechiului Testament, ei nu numai proroceau. De multe ori Dumnezeu le cerea să ilustreze mesajul profetic prin faptele lor. Citiți despre Ezechiel, citiți despre cazul lui Osea, citiți despre cazurile prorocilor și veți vedea, de pildă, mi-aduc aminte de Ezechiel, spune cuvântul lui Dumnezeu lui Ezechiel, Ezechiel, trebuie să-ți iei ce poți tu numai la mână, să iei ziua în amiaza mare când oamenii stau liniștiți pe prispă și vorbesc ca la țară unul cu celălalt, trebuie să ieși și să pleci din casa asta. Și o zis Ezechiel, bine, dar stai puțin oricum, ai ușă la casă, ai, nu ieși pe ușă, sparge zidul. Doamne, dar ies pe ușă, sparge zidul! O spart zidul și a ieșit. Oamenii s-au uitat și au înțeles mesajul. Vine robia peste noi. Cam asta era mesajul interpretabil. Ioan de ce predică în pustiu? Pentru că până la urma urmei, una dintre interpretările posibile e asta. El predică în pustiu ca să arate cum a ajuns poporul lui Dumnezeu fără Dumnezeu. O mare pustie. O mare pustie. De-aia ai nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu să o lase peste viața noastră, peste bisericile noastre, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În pustie, cui predica? La cine? Și totuși aici e minunea, unde nu sunt mulți oameni. Că noi vedem și zicem, mă, unde sunt mai mulți oameni? Acolo să predici. Uite, Ioan predică unde nu erau mulți oameni. Și totuși, în scurtă vreme, când Dumnezeu dă har, pustia se umple. Când un om vorbește de la Dumnezeu, când un om se pune la dispoziția lui Dumnezeu ca să lucreze Dumnezeu prin el, Dumnezeu face cu omul ăla minuni. Oamenii care altădată erau hoți, nu mai sunt hoți, se transformă. Oamenii care altădată erau mincinoși, nu mai sunt mincinoși. Oamenii care altădată erau curvari, nu mai sunt curvari, pentru că atunci când Dumnezeu lucrează în mijlocul pustiei, pustia se transformă într-un loc plin de izvoare, plin de viață. De-aia e nevoie de trezire spirituală. Pentru că dacă nu-i viață între noi, n-o să vină alții. Trebuie să fie viață între noi prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Cum vă explicați că Ilie după 3 ani jumate, Ilie zice prima dată, nu o să fie ploaie la cuvântul meu. Bun, nu a fost ploaie, că a avut autoritate de la Dumnezeu. Trec 3 ani și jumătate, spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, acum, zice, mă rog pentru ploaie. S-a rugat odată și nu a venit ploaia. S-a rugat a doua oară și nu a venit ploaia. Știți cum descurajează unii? Mă, zice, nu-i voia Domnului să fie vindecat cu tare. A, nu-i voia Domnului să fie, zice, m-a rugat deja de 2 ori, de 3 ori, m-a rugat de o lună, numai de o lună.
Dumnezeu așteaptă de la noi să insistăm. Și Ilie se roagă, se roagă și când e a șaptea oară zice, vede un nor, slujitorul zice, e un nor pe cer, da, slabe șanse, nu o zis ăștia ploaie la meteo. Și-o zis, du-te, dă de veste împăratului că vine ploaia. De ce? De la un mic nor? Da. Știi ce vreau să zic cu asta? Când e o rugăciune, de exemplu, în care simți prezența lui Dumnezeu, exploatează rugăciunea, nu te opri din ea. Când ai un timp de părtășie în care te bucuri înaintea lui Dumnezeu, exploatează momentele acelea. Poate Dumnezeu prin aia vrea să aducă ploaia Duhului Sfânt peste tine, peste casa ta, peste adunare. Când ai momentele acelea în care simți prezența lui Dumnezeu, nu te lăsa de El până nu te binecuvântează. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Altfel, vă vine să credeți sau nu, biserica tinde să devină un loc pustiu. Eram student undeva în anul 2 și colegii mei din anul 4 m-au luat cu ei în misiune undeva în Piatra Neamț. Când am ajuns în Piatra Neamț, ne-au repartizat pe biserici și fratele Liviu Axintiu a avut grijă de noi. Și am ajuns la una dintre, la o biserică într-un sat, în care primul lucru pe care l-a făcut cel care m-a dus, a zis, stai puțin în mașină să văd dacă se face biserică. Era duminică seara. Și zic, mă, cum să nu se facă biserică? E incredibil, eu n-am auzit așa ceva. Păi stai că nu se întâmplă. S-a dat jos din mașină, nu era deschisă nici poarta, ce mi de clădirea. O întrebat pe cineva în vecin, bă, dar nu se face biserica asta? Și la nepocăitul zis, nu o face ăștia biserică, zice, că o zis că nu bor acum seara. A rămas mirat. Am zis, uite cum ajunge o biserică în momentul când nu-i viață. Slujesc în 3 biserici pe județul Bihor. Și într-una dintre biserici, când am preluat și am început să slujesc acolo, a rămas realmente șocat în momentul în care, știți cum e la noi la Bihor, probabil că numai la noi se practică asta, dai caietul în sală. Să vezi care să scrie la cântare, care și acum te uiți, mă, dacă ai cântări sau n-ai. La țară e greu. Și am primit caietul la un moment dat, fără nicio poziție. Nimic. Scria acolo numai duminică, seara, data, atât. Am plâns. Am plâns. Asta a fost reacția. Am zis, nu se poate. Trăim într-o Românie în care toți să se învățați, nu să producă, ci să consume. Și uite, lucrul ăsta se răsfrânge și în bisericile noastre. Învățați doar să consume. Ei, mie îmi place ca ei să slujește, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar măcar asta să o ține minte. Fiecare în starea și locul în care ne-a așezat Dumnezeu, avem datoria să-L slujim pe Dumnezeu. Să o facem din toată inima. Să cerem de la Dumnezeu ca prin slujirea pe care o întreprindem să aducă Dumnezeu trezirea spirituală peste viața noastră, peste biserica noastră, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vedeți dumneavoastră, e atât de greu într-o societate ca și aceasta să vorbești de trezire spirituală, când oamenii sunt treji din alte puncte de vedere, treji să aibă grijă, treji să aibă grijă, treji să aibă de toate, dar parcă spiritual nu mai sunt atât de treji. În vremele Ioan Botezătorul, după 400 de ani, el se ridică, predică Evanghelia, predică pe Hristos, pocăiți-vă, zice, că împărăția celor e aproape. Ba mai mult vom vedea imediat, au avut și un mesaj mai tăios, o schimba schița imediat și a venit cu o altă schiță, pui de năpârși, zice, pocăiți-vă. Nu, apoi pocăiește-te la predica aia. Nu mai chem niciodată dacă ți-ai invitat, nu? Dar el predica cuvântul lui Dumnezeu, predica ce-i dădea Dumnezeu. Și oamenii s-au pocăit și s-au întors la Domnul. Noi avem nevoie într-o vreme ca și aceasta să căutăm, să simțim prezența Domnului, să ne trezim din punct de vedere spiritual, să lăsăm ca viața să curgă între noi. Doamne, ajută-ne la asta! Reinhard Bonnke este un om, sau era cel puțin un om al lui Dumnezeu, a scris una dintre cărțile, a scris mai multe cărți. Una este Evanghelizare prin foc, dar alta e Lucrări și mai mari. A scris el o situație acolo în care Dumnezeu a lucrat cu viața lui în Africa. El a început lucrarea sa de misionar undeva prin Africa, pe străzile unui anumit oraș în Africa și cu acordeonul. Trăja de acordeon, că știa cânta la acordeon. Zici că era român, bihorean, dar nostru sau nu numai, dar iau o biserică în care se cântă cu acordeonul la Diosic și pe aia nu se poate schimba niciodată să cânte altfel. Și îți bine e așa cum îți. Și el cu acordeonul cânta și la un moment dat... Deci l-a sunat un păstor să-l invite la o biserică. S-a dus, zice, vin la biserică. A luat avionul, a zburat până în regatul Lesotho, în orașul Kimberley, în Africa. L-au luat de acolo, l-au dus la biserică și a ajuns la o biserică. Biserica cum era? Aproape goală. Erau câțiva bătrâni care încă mai erau la biserică. El predica cuvântul lui Dumnezeu și după ce a predicat cuvântul Domnului, l-a întrebat pe păstor. Zice, pastore, unde sunt tinerii biserici? Zice, am pierdut, nu mai avem pe niciunul. Totuși ați avut, am avut, zice, dar acum, zice, cum e duminica seara la noi aici în localitate, e discotecă. Ei preferă să meargă la discotecă. Știi ce a făcut Bonnke? Zice, frate păstor, du-mă acolo. Unde mă, zice, la discotecă? Doar n-ai de gând, știți cum îți suni, sunt pătratele lor. Că și asta e o problemă, când ai pătrate și crezi că acolo așa lucrează Dumnezeu în pătratul tău, te înșeli. E timpul să ieși din pătrate
Trebuie să ieși din pătrate. Și el s-a dus la un moment dat, a intrat împreună cu păstorul în discoteca respectivă, a stat de vorbă cu DJ-ul care mixa muzica și a zis, eu sunt de la biserică, vreau 5 minute să mă las să vorbesc. Tu te vezi de treabă, zice, tu ai venit, ai confundat biserica cu multă. Chiar așa, zice? Nu, zice, 5 minute mă las să vorbesc. Experiență de-a lui. A vorbit despre, din cuvântul lui Dumnezeu scurt, despre Hristos, despre mântuire, despre locul tinerilor unde ar trebui să fie. El spune lucrul acesta undeva la 5 minute aproximativ. După 5 minute eu zis, aminul l-a luat pe păstorul care a mers cu el și ăsta timorat, cum i-a intrat într-un loc așa spurcat și a mers. Trecut un an de zile, după un an de zile a fost invitat din nou Bonche, din nou la biserica respectivă și s-a dus. Dar de data asta când l-a luat cu mașina, nu l-a mai dus la clădirea de biserică veche, ci l-a dus direct la clădirea de discotecă. Doar nu mai era discotecă acolo. După un an de zile, discoteca devenise, știi ce? Biserică. Pentru că în seara aia, în alea 5 minute, Duhul lui Dumnezeu le-a cercetat inima câtorva dintre ei și cel mai mult a DJ-ului care mixa muzica. Știți ce era acum după un an de zile? L-au făcut diacon pe fratele și sluja lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ceea ce era mort altădată a devenit viu. Că asta face Dumnezeu și cu omul, și cu națiunea, și cu comunitatea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. În 1741 era o mare trezire spirituală în America. Great Awakening, cea mai mare trezire spirituală care a avut loc în America. Știți cum a început? Printre altele, un element care a contribuit foarte mult. Jonathan Edwards predica într-o biserică, tot așa văduvită de tineri. Numărul infracțiunilor era mare în localitatea respectivă. El predica păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. După ce a ținut predica aceea, Duhul lui Dumnezeu le-a mișcat inima comunității. Duminica următoare au venit mai mulți oameni la biserică. Bisericile s-au umplut. Interesant, s-a produs cea mai mare trezire americană, cum spun ei. S-au trezit oamenii, pușcările s-au golit, delicvența a scăzut și oamenii au umplut bisericile. Ca asta se întâmplă când îi trează biserica. Scade delicvența și biserica e plină de viață. Ca asta se întâmplă când poporul lui Dumnezeu se pune la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea zic Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Al doilea lucru, ce era glas de om, ce era glas de Dumnezeu altădată, tinde să devină astăzi glas de om. Asta e o problemă pentru care e nevoie de trezire spirituală. Ce era glas de Dumnezeu altădată, în vremea noastră tinde să devină doar glas de om. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ioan, omul acesta îmbrăcat nu bine, nu bine, nu decent, îmbrăcat prost, că așa era. Era îmbrăcat, când te uitai la el, ziceai că ăsta a ajuns chiar în pustie locuiește, și așa era. Te uitai la el, te uitai la ce mânca el, lăcuste. Păi Levitic zice că asta e hrana săracului. Clar, nu avea. Dar omul ăsta când vorbea, era și necizelat în vorbire, nu știa să o pună cumva. Știți cum îs unii când o pun, te taie din prima, ăsta ceva de genul era. Dar omul acesta ce îmi place la el este că se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt absolut convins de asta. Pentru că Biblia spune, a venit un om de la Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Ioan vorbea de la Dumnezeu. Avea predica asta frumoasă, pocăiți-vă că împărăția cerului e aproape. Și mulți zic, da frate, eu îmi pocăi. N-ați întâlnit, eu întâlnesc la mormântări de multe ori. Frate, zice, așa de bună, domnul pastor, așa de bună slujba a fost. Și noi ne-am pocăi. Când? Apoi zice, om vedea acum. Nu zice când. Dar a doua predică pe care o scoate Ioan, și o scoate și în cazul acesta, au venit auditoriu și au predicat așa de tăios și au zis, pui de năpârci, cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Na, ascultă predică de genul. Eu am întâlnit și mă gândesc că la fel se întâmplă, că doar suntem oameni, frați din biserică unde slujește și au zis, frate, nu ne-l mai chema pe ăla, zice că prea ne bate. Interesant. Toată săptămâna zice ne bate la locul de muncă, că ne bate în acasă, ni se întâmplă că nu-i bine, că na, mai sunt schimburi de vorbe, toată săptămâna. Și la biserică să ne bată. Și eu m-am gândit așa, mă, dacă în timpul săptămânii te bate cu vorba, că ești rău făcător, că ești un om care nu lucrezi, că n-ai înțeles că tot ce faci trebuie să faci ca pentru Domnul, bine face, dacă s-a prins rușinea și lucra cum trebuie. Dacă te bate ca un făcător de bine, ară bine face că suferi pentru o cauză bună. Dar indiferent cum îi, m-am gândit eu de multe ori, de ce am vrea să auzim lucruri frumoase care ne pică bine în predicare? Oare nu-i mai de preferat uneori? Că nu-i tot timpul meci de box duminica, adică predică de mustrare. Mai e și mângâiere, mai și lucrează Dumnezeu și altfel. Dar de ce de multe ori ne uităm și zicem, mă, prea ne-o zis-o, zice. Mai bine să fii mângâiat între coarne și să ajungi în iad decât poate un pic de mustrat și să știi că ajungi în rai? Ioan vorbea de la Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care Apostolul Pavel spunea în felul următor, că în zilele din urmă, zice, oamenii își vor da nu învățături, ci în primul rând învățători. Adică să le placă cum vorbește.
Dacă ar fi trăit Ioan astăzi, Ioan n-ar avea număr de vizualizări pe YouTube. Categoric. Ioan n-ar avea electorat. Ioan n-ar avea biserică. Ioan n-ar putea să fie păstor. Că Ioan ce zicea, el și spunea. Nu avea cum. Dar n-avea nici școală, că erau două școli de predicare atunci, a lui Hilel și a lui Shamai. Școli rivale, dar învățau în școala aia. El n-avea școală, n-avea nici predică în puncte, avea numai o idee. Pocăiți-vă, simplu. Dar știți ce-i minunea la el? Că el când își deschidea gura și vorbea, pocăiți-vă, măi, simțeau oamenii că le vorbește Dumnezeu. În pustie se întorcea oamenii, aveau ungere, oameni buni. Trăim într-o vreme în care ascultăm predici după predici, avem acces la tehnologie, YouTube, avem acces la tot felul de predicatori, îi ascultăm, dar cred că lucrul de care avem noi nevoie cel mai mult, noi care predicăm, e nevoie să avem ungerea Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne-o! Pentru că dacă nu-i ungerea Duhului Sfânt, e glas de om și când e glas de om, nu se pocăiesc oamenii, nu se trezesc oamenii prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci ador mai mult! De-aia zic, într-o vreme ca asta ai nevoie de trezire spirituală, pentru că și slujitorii au nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Caut un om care să stea în spărtură pentru țară, zice cuvântul. Da, nu găsesc. Eu vă întreb pe dumneavoastră la modul cel mai serios. Dacă ar căuta Dumnezeu în viața dumneavoastră, în biserica aceasta, în casele dumneavoastră, în familie dumneavoastră, ați fi vreunul care să stați în spărtură? Sunt atâtea spărturi și atâtea breșe prin care diavolul a căutat și pătrunde și pătrunde. N-ai vrea să fii omul care să stea în spărtură. Eu zic Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să fim oamenii care să stea în spărtură. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu caută oameni care să stea la dispoziția lui lăudat, să fie Domnul. Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică în picioare în ziua cincizecimii și nu le zice, știți voi, romanilor răstignit pe Hristos, el are o predică, punct ochit, punct lovit. Zice, pe acest Iisus Hristos, voi l-ați răstignit. Cum sună o predică de asta? Ștefan se ridică în ziua când el e executat și în loc să-și îmbuneze executorii, ucigașii, el vine și spune, oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Ce predică? Nimic omiletic în ea. Și tăiere multă, cum să abordezi în felul ăsta? Și totuși ei vorbeau de la Dumnezeu. Dacă este vreun lucru pentru care mă rog și pe care mi-l doresc, este ca în vremea noastră, toți slujitorii care se ridică să vorbească, să vorbească prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ioan vorbește prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și lucrurile se schimbă. Și vă mărturisesc și dumneavoastră scurt, ceea ce am mai spus și în altă parte, sunt atâtea momente când noi, ca slujitori, clar că trebuie să-ți faci partea când vii și vorbești, că-i motivație de rugăciune, că-i predicarea Evangheliei, doar nu vii cum veneai altădată. Zice, ce-o da Domnul? Păi ce-o da dacă toată săptămâna tu ai fost în alte lucruri și nu ți-ai făcut timp de Scriptură? Nu-ți dă nimic, nu-ți dă nimic. Și atunci mă gândesc, eu trebuie să te pregătești, bun, te pregătești. Și de multe ori am zis, am făcut o predică, am pus-o la punct, mi-am pus câteva puncte. Cum știu și eu, am pus niște puncte, am aranjat acolo. Și am zis, da, cu predica asta, acum cu predica asta, o să prindă așa de bine de numai. Dar știți ce rușinat am ieșit după astfel de predică? Pentru că mi-am dat seama de niște lucruri. Am predicat și am văzut că în loc ca oamenii să fie mai atenți, să-i simt, să... Oamenii nu te-au ascultat, poate că abia au aștepta să termine. Și alte dăți, când mi-am făcut predica, dar am zis, Doamne, apoi nu știu cum o fi, sper să vină ceva invitați la noi, sau sper să fiu cât de scurt, să treacă cumva, că știam că n-are cum să iasă așa în mintea mea, cum mă gândeam. Și Dumnezeu mi-a dat cea mai mare lecție atunci. Au fost predici bine puse la punct care n-au ieșit nici cum. Au fost predici care ai zis, Doamne, apoi numai mila ta și au fost mila lui. Și a vorbit Dumnezeu. Pentru că mi-am dat seama la urma urmei că nu e atât de mult vorba despre mine. Noi trebuie să fim glasul lui Dumnezeu pe pământ, pentru biserică, pentru națiune. Dar e vorba despre El și când Dumnezeu vorbește, El vorbește. L-a luat pe Ioan, om fără școală, dar un om care stătea la dispoziția lui Dumnezeu și a vorbit Dumnezeu că împărăția cerurilor e aproape. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem că e nevoie în vremea aceasta să fie glas de Dumnezeu. Că și poporul Israel altădată a zis în felul următor, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ci să ne vorbească Moise, dar noi vrem să ne vorbească Dumnezeu. Noi vrem să ne vorbească Dumnezeu. Și ultimele două lucruri, doar le menționez, vi le aduc aminte. Ce era trăire altădată, ăsta e marele pericol, de aia e nevoie de trezire. Ce era trăire altădată, ajunge, tinde să fie doar teorie. Doar teorie. Multă teorie. Multă teorie. Adică, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin gura lui Ioan, le transmite fariseilor, merge și faceți fapte vrednice de... Cum e asta? Adică nu numai te botezi, că dacă te botezi fără a trăi pocăința, fără să ai o viață schimbată, fără să-ți vadă roada Duhului Sfânt, ei numai spălat, nu-i botezat. Adică trebuie mărturie. Și dacă vremea noastră e nevoie de trezire spirituală, e nevoie și de aia, că trăim într-o vreme în care bisericile își cam pierd mărturia.
Să fi fost clasa 7, am fost luat la un moment dat, în clasa 7 am fost luat la un moment dat de val, pentru că am zis, fac revoluție, nu mai fac matematică, nu-mi plăcea matematică, nu mai mă duc la ore, dacă cumva fac revoluție. Am făcut stilul de revoluționare sau stilul de pedepsire a părinților mei, atât am făcut. N-am revoluționat matematica, dar mi-aduc aminte că diriginta mi-a zis așa, și ăsta a fost primul moment când am simțit că mărturia noastră ca pocăiți contează. Știi ce-o zis? O zis, Teofil, tu ai făcut treaba asta, dar poți ești pocăit, mă. Era în clasa 7. Pentru prima dată am plâns, m-am cutremurat și m-am gândit că ceea ce am făcut, n-am făcut bine, că oamenii se uită la mine și zic, uite pocăitul, oamenii se uită la voi. Spurgeon zicea, din 100 de oameni, unul citește Biblia, ăla ești tu, sper, și ceilalți te citește pe tine. Ce mărturie ai? E nevoie de trezire, ca mărturia noastră să fie mărturie, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și încă un lucru, ce pare astăzi o născocire, mâine poate să devină realitate. Ce astăzi pare o născocire, mâine poate deveni realitate. Spune Biblia, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Vine vremea când se face o separare. Focul din perspectiva unora înseamnă încercare. Dacă o iei din versetul 10, 11, 12, traducerea cuvântului foc din limba greacă, care n-are rost să expun, nu? Până la urmă, traducerea cuvântului foc nu face referire la încercare, ci face referire la despărțirea aceea. Unii se botezează cu Duhul Sfânt, alții o să-și primească consecința. Saducheii nu credeau în înviere. Saducheii nu credeau în viața de apoi și ascultau predica lui Ioan. Pentru ei era o născocire. Ei, dar mâine s-ar putea să devină realitate. Ce zici, dumneata, în seara asta poți zici, da, trezire, da, pocăință, da. Dar ce zici dacă mâine vei sta în fața lui Dumnezeu? Ce ți se pare o născocire astăzi, mâine stai înaintea lui Dumnezeu și ți se zice, da, dreapta sau la stânga? Ce faci? Eu mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute să ne trezim. Știți cum zice cântarea? Să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul. Căci s-au ivit ai zilei zori, curând sosește Domnul. Și eu vreau să vă provoc la o rugăciune în seara asta. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru o trezire spirituală. Asta e esența. Să-i spunem Domnului, Doamne, avem nevoie de trezire spirituală, personală, a familiei noastre, a bisericii din care facem parte, pentru că am vrea ca în adunare să fie viață, pentru că am vrea ca predicatorii să vorbească mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că am vrea ca lumea să se schimbe, dar am vrea ca mărturia noastră să ne fie mărturie. Să-i spunem Domnului, Doamne, dă-ne puterea să ne trezim spiritual. Nu să ne trezească El, să ne trezim noi. Când ne trezește El, mai auzi un accident, mai auzi un cancer, mai auzi un diagnostic, mai auzi un diabet și nu-ți convine. De aia spune Domnului, Doamne, vreau să mă trezesc spiritual, dă-mi puterea să mă pot trezi spiritual, dă-mi puterea să fiu treaz, să fiu veghetor, că diavolul, zice, ca un leu, zice, caută să dea târcoale. De aceea zic, hai să ne rugăm cu toții înaintea Domnului și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Thank you.
Acolo
Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, binecuvântăm pe Domnul, iată și în această seară. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că s-a îndurat de inimile noastre și sufletul nostru și a binecuvântat atmosfera de aici, din casa de rugăciune, părtășia pe care am avut-o în această seară. Și pentru toate spunem lăudat să fie Domnul. Mulțumim fratelui Teofil în această seară pentru că ai stat la dispoziția Domnului, frate Teofile, și mesajul din această dupămasă a atins inimile noastre și a motivat trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu și facă bunul Dumnezeu să rămânem treji. Și să fim atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu tine și cu mine în perioada aceasta, în generația noastră. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm pentru El și să fim la dispoziția Lui. Amin. Dragii mei, binecuvântăm pe Domnul pentru întreaga ziua de astăzi, de dimineață aici în casă de rugăciune, părtășia scumpă din această dupămasă de aici, din casa Domnului. Binecuvântăm pe Domnul. Doresc din toată inima să aveți o săptămână binecuvântată. Dumnezeu să te binecuvinteze la școală, la serviciu, cei care sunteți pe lângă casă. Și în această seară, Duhul Sfânt al Dumnezeu ne-a vorbit să fim atenți în momentele acestea și generația noastră și perioada pe care o trăim. Este așa de benefică pentru trezirea aceasta spirituală. În timp ce vorbea fratele Teofil, mă rugam, spuneam, Doamne, ce-ar fi să începe o trezire de aici, de la noi, de la Goseni? Ar vrea că m-a rugat greșit? Ar vrea Dumnezeu să înceapă o trezire aici, în mijlocul nostru, a bisericii, a familiilor noastre. Dumnezeu are metodele Lui și aș vrea să se simtă prezența lui Dumnezeu tot mai reală în mijlocul nostru. Dragii mei, sub binecuvântarea Domnului, doresc să ne despărțim în această seară. Fratele Teofil se întoarce acasă, spre Oradea. Domnul să vă însoțească, să vă păzească și vă mai așteptăm pe la noi, Teofile, și Domnul să fie cu voi acolo în lucrarea pe care o faceți. Dragii mei, până săptămâna viitoare ne întâlnim, când ne întâlnim din nou în casa Domnului, de dimineață, la întâlnire aici, în casa de rugăciune. Doresc ca Dumnezeu să vă aibă în pază. Am văzut săptămâna aceasta pe grupul bisericii, cei care v-ați serbat zilele de naștere. Fratele Vasile, Luci, alții nu mai vin acum care au fost. Dorin nu are toată baza de date a tuturor fraților din biserică, cei care o serbează zilele de naștere. Acum, la cei care avem, putem să vă urăm. Și eu găsesc de bine gestul acesta. Ne urăm și știm că au mai trecut un an și dorim sănătate și multă binecuvântare. O să încercăm în perioada următoare, încercăm să cuprindem toți frații și surorile din biserică și să facem un lucru organizat în care cel puțin pe săptămână, poate nu în fiecare zi, dar cel puțin pe o săptămână, cei care serbează zilele de naștere, să putem să vă amintim, să ne rugăm împreună și Dumnezeu să vă dea mulți ani sănătoși. Uram azi la unul dintre cumnatele mele să-ți dea Dumnezeu 90 de ani. Și dacă ar fi să pleci, eu să fiu la mormântare. Urăm, că dorim să trăim alți mulți și ani câți ne dă Domnul, măcar să fie cu sănătate și cu bucurie, să nu trebuiască să te chinui prin boli și prin spitale. De aceea dorim să facem lucrul acesta pentru cei care aveți și sărbătoriți anii aceștia care Dumnezeu vi-a dat. Dorim să facem frumos organizat și pentru ceilalți care nu sunt cuprinși sau nu avem datele lor. Domnul să vă binecuvinteze! Prin harul și binecuvântarea lui Dumnezeu ne despărțim de aici, din casa de rugăciune, și Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți în săptămâna aceasta. Amin.